La începutul secolului 21, evoluția umană se află la un moment de cotitură. Bazându-se pe selecția naturală, oamenii de știință prezic că viitorul va fi plin de oameni inteligenți și de tehnologie avansată. Cu toate acestea, oamenii dovedesc curând că teoria este greșită. Din moment ce se află în vârful lanțului trofic, nu au nevoie să continue să evolueze, așa că devin mai leneși și mai proști în fiecare zi. Oamenii deștepți și bogați se gândesc mult înainte de a avea copii, deoarece este o decizie atât de importantă, dar ajung să aștepte atât de mult încât mor, fără să aibă moștenitori. Pe de altă parte, oamenii oamenii proști și sărași continuă să se înmulțească și fac alți copii proști care în viitor vor avea copii și mai proști. În 2005, într-o bază militară din Washington DC, bibliotecarul militar Joe se uită la televizor în timpul turei sale. Brusc, este abordat de superiorul său, care îl anunță că Joe va fi înlocuit pentru că a fost ales pentru un proiect foarte secret. Joe protestează pentru că planul său a fost întotdeauna să se pensioneze ca bibliotecar, deoarece este o muncă ușoară și liniștită, însă ordinele vin de la superiori și el nu poate refuza. Între timp, superiorii discută despre persoanele alese pentru proiectul secret. Echipa lor științifică a inventat capsulele de ibernare pentru a-și putea păstra cei mai buni oameni și ei în caz de nevoie. Mai întâi trebuie să le testeze, așa că Joe a fost ales pentru că este cel mai obișnuit om din armată și nu are familie. De asemenea, au nevoie de o femeie, dar cum armata nu are niciuna, colonelul a dus o escortă pe numerita, care adesea distrează petrecerile private ale armatei. Armata îl va plăti pe șeful ei, upgrade, iar istoricul infracțional al Ritei va fi curățat. Primul test îi va lăsa pe Joe și Perita dormiți timp de un an și este strict secret ceea ce înseamnă că nimeni altcineva nu știe despre asta. A doua zi, Joe și Rita sunt împreună într-o sală de așteptare pentru un control medical. Joe discută cu Rita, care se preface că este pictoriță, atunci când Joe întreabă despre viața ei. Când oamenii de știință îi pun în capsulele de ibernare, li se pun perfuzii, iar Rita se sperie. Joe calmează și cere să aibă încredere în armată. Când Rita menționează din greșeală upgrade, ea pretinde că este iubitul ei, iar Joe crede că este un nume olandez, nevăzând încă toate găurile suspecte din povestea ei. Apoi oamenii de știință ia și închid capsulele, în cui și a laboratorului când pleacă. Curând, colonelul și Upgrade sunt arestați din cauza implicărilor cu substanții ilegale și muncitori murdari. Acest scandal face ca baza să fie închisă și clădirea demolată, astfel încât capsulele sunt lăsate uitate, sub toate resturile. În timp ce și dorm, anii trec și societatea începe să devină din ce în ce mai proastă în fiecare zi, cu o viteză înfricoșătoare. Oamenii speră că inginerie genetică va rezolva acest lucru, dar din păcate, cele mai strălucite minți și cele mai multe resurse sunt cheltuite pe probleme mai puțin importante, cum ar fi căderea părului. În cele din urmă, populația explodează, iar inteligența scade, până când domenirea nu mai poate rezolva nici măcar cele mai elementare probleme. Gunoile Gunoaiele sunt stivuite timp de secole, iar în 2505 are loc mare avalanșa gunoiului. Un camion aruncă mai mult gunoi pe grămadă și greutatea devine din ce în ce mai mare, astfel că se produce o lunecare de teren uriașă. Grămada de gunoi cade și trage după sine capsula lui Joe, aruncând-o printr-o fereastră în apartamentul lui Frito. Ignorând dezastrul din spatele său, Frito se uită la o emisiune de comedie foarte proastă, la televizorul său uriaș. Capsula se activează și îl trezește pe Joe, care este amețit și confuz. El continuă să întrebe despre situație, iar Frito se nervează, așa că se ridică de pe scaunul de la toaletă și l aruncă pe Joe pe fereastră. După aceea, Joe se uită în jur după ajutor, dar oamenii vorbesc într-o engleză care amestecă argoul țăranilor, al fetelor din vale și al celor din centrul orașului, așa că el nu poate comunica cu localnicii, care îi numesc discursul pompos. Pe măsură ce se uită în jur, Joe observă cât de mult s-a schimbat orașul. Totul este în ruine, există reclame peste tot, iar mărcile folosesc nume stupide. În cele din urmă, găsești un spital cu un semn prost proiectat și intră înăuntru, găsind mai multe semne care arată ca un fast food, mizerie și gunoaie peste tot, și chiar aparate de jocuri mecanice. Recepționarea nu vorbește, are doar butoane pe care trebuie să le apese pentru a găsi simptomul potrivit. Pentru că Joe descrie o grămadă de lucruri și nu știe ce se întâmplă, recepționista apasă butonul nu știu. În timp ce așteaptă să fie chemat, John încearcă să bea dintr-o fântână cu apă, dar în schimb este o băutură energizantă numită Brendo. El îl întreabă pe un bărbat despre aceasta, care râde de ideea de a vrea să bea apă, deoarece locul ei este în toalete. Apoi Joe face coadă pentru a intra într-un aparat de diagnosticare, unde îl pun să-și pună dopuri în gură, ureche și spate. Cu toate acestea, tehnicianul amestecă dopurile și Joe trebuie să-și îl pună pe cel din spate în gură. Dezgustul îl face să se grăbească să-și spele gura cu o băutură energizantă. Apoi Joe merge la cabinetul medicului și vede o revistă datată 2505, dar crede că este o greșeală de tipară. Doctorul spune o grămadă de prostii și ajunge la concluzia că Joe este retardat și pentru asta îi cere 5 miliarde de dolari. Când Joe se uită la factură, vede anul 2505 și realizează în sfârșit că se află în viitor. În timp ce el tot întreabă despre său cetățenesc, Joe se uită la fereastră să vadă mai bine orașul. Peste tot sunt distrugeri și gunoaie, iar clădiri înalte abia au mai rămas. Doctorul își dă seama că John nu poate fi scanat, în același timp în care el își dă seama că a fost adormit timp de 500 de ani, așa că mândă țipă. Deoarece doctorul activează o alarmă, Joe fuge. Pe străzi, el observă mai multe lucruri, cum ar fi ceasul mare care este blocat pe aceeași oră și semnele cu imagini murdare plus în Economia este rea, iar rezervele de alimente sunt devastate. Joe merge la cinema și află că singurul film disponibil este o înregistrare de 90 de minute cu spate gol, care a câștigat multe Oscaruri. Toată lumea din jurul lui îl găsește hilară. În acea seară, Joe urmărește o femeie care încearcă să ia cartofi prăjiți de la un automat și nu reușește. După ce femeia pleacă, el intră în aparat pentru a încerca să ia cartofi prăjiți, dar este prins de poliție. Aceștia observă că nu poate fi scanat și îl abordează imediat pentru a-l aresta, ignorându-l când spune că face parte din armată. În acel moment, el observă capsula în apropiere, dar polițiștii îl fac să tacă cu un spray cu piper. La tribunal, Joe este ținut într-o cușcă și oamenii aruncă cu obiecte în el. Pereții sunt de asemenea acoperiți cu reclame. Joe este dus la locul său pentru proces și descoperă că avocatul este frito, care în loc să-l apere, se plânge de geamul său spart ambii avocați și judecătorul continuă să debiteze o grămadă de prostii, iar mulțimea aruncă în curând și a insulte. John încearcă să se apre cu argumente rezonabile, dar vocea lui face doar pe ceilalți să râdă, iar el este găsit vinovat. Între timp, Rita s-a trezit și ea și încearcă să-l sune pe upgrade de la un telefon public care necesită 2000 de dolari pentru a fi folosit. Un bărbat încearcă să cumpere serviciile, iar el păcălește, fiind plătită dar cerându-i să aștepte. Când se uită la facturi, este șocată de toate cuvintele tâmpite și de fața ciudată de pe ele. Dimineața, Joe este dus la o mașină pentru a-și face un tatuaj de identificare a cetățeanului. Când îi cere numele, John încearcă să explice că nu este sigur de ce se întâmplă, iar mașina crede că Nat sure, este numele său. John încearcă să o corecteze, dar este prea târziu. Își face tatuajul, iar documentul arată o fotografie foarte proastă cu numele greșit. În continuare, Joe este dus la un test de amplitudine astfel încât să poată alege locul de muncă potrivit pentru el în închisoare. Testul este mai ușor decât în clasa 1 și Joe se supără să vadă oameni care au probleme cu formele simple. După aceea, Joe este dus la închisoare, unde vede prea mulți oameni închiși în aceeași celulă și gardien care aruncă cu mâncare în ei, ca și cum ar fi porci. Înțelegând în cele din urmă cât de prost sunt cu adevărat toți, Joe spune unui gardian că a făcut o greșeală și că el ar trebui să iasă din închisoare astăzi, nu se intre. Gardianul îl trimite la recepție, unde un ofițer îi scoate cătușele înainte de a verifica sistemul. Își dă repede seama că nu trebuie să plece, așa că Joe cere să verifice dosarele fizice. În timp ce polițistul este distras, Joe fuge afară din clădire. Armele automate de lângă ușă încearcă să-l împuște, însă sunt într-o stare proastă și în schimb se distrug între ele. Pe timp de noapte, Joe se întoarce în apartamentul lui Frito și îl întreabă dacă au fost inventate mașinile timpului. Frito spune că da, dar refuză să-l ajute să o găsească, însă este de acord atunci când Joe promite să se întoarcă în trecut. Și și să deschidă un cont de economii pe numele lui Frito, care ar avea acum 80 de miliarde de dolari. În acel moment, polițiștii încep să bată la ușa lui Frito, așa că Joe schimbă hainele și fuge cu Frito pe fereastră. Cei doi pleacă cu mașina lui Frito și o găsesc perita, îmbrăcată în haine noi, la un colț de stradă, unde încă îl păcălește pe același tip pentru banii. Joe o trage cu forța în mașină și explică totul în timp ce pleacă, ceea ce o face perita să țipe de furie. Din păcate, există scanere în diverse locuri de pe străzi și acestea detectează tatuajul lui Joe, așa că acum polițiștii au locația lor. Pentru a înrăutăți lucrurile, mașina se oprește brusc pentru că bateria s-a descărcat. Trioul coboară și se ascunde chiar înainte ca polițiștii să sosească și să dobore mașina. O mulțime se adună în jurul explozilor inutile și chiar începe bătaie doar pentru distracție. După multe ore de mers pe jos, Triul ajunge la Costco, care acum vinde orice produs, indiferent de categorie. Acesta oferă și cursuri școlare, iar Frito a devenit avocat aici. Există de asemenea mai multe lanțuri alimentare, care acum sunt cluburi cu nume de jocuri de cuvinte. Locul este atât de mare încât trebuie să ia naveta pentru a ajunge la secțiunea de electronice, iar Rita merge la bai în timp ce așteaptă. Frito începe să facă comentarii foarte nepotrivite despre ea și când John încearcă să-l oprească, tatuajul lui este scanat din nou și fața lui apare pe toate cranele. Frito se urcă în avetă pentru a scăpa, în timp ce polițiștii îl înconjoară rapid pe Joe, îl arestează și aruncă mai mult spre cu piper pe ochi. Rita iese din baie și vede pe polițiști, așa că rămâne ascunsă. Câteva momente mai târziu, Joe este dus la casa albă și se întâlnește cu echipa președintelui. Este șocat să audă că testul său de IQ arată că este cel mai deștept din lume, așa că îl vor secretar de interne. Joe încearcă să explice că acest lucru nu are sens, dar este întrerupt de sosirea președintelui Camacho, care îl apucă de cap pe Joe crezând că ar trebui să fie mai mare pentru un tip inteligent. După aceea, Camacho convoacă o reuniune specială și anunță la televiziunea națională că noul său secretar de interne, Mr. Nature, le va rezolva va toate problemele într-o săptămână, pentru că este foarte inteligent, iar Joe va fi grația complet dacă reușește. Mulțime este sceptică la început, dar cam ce convinge pe toți cu un cântec. După aceea, fac o paradă completă în timp ce beau bere și își ridică degetele mijlocii. Ceva mai târziu, are loc o ședință a cabinetului, iar Joe -i cere lui Frito să participe în calitate de avocat. În privat, Joe îl întreabă pe Frito unde se află mașina timpului, dar Frito nu se pricepe să dea indicații. Joe are nevoie de o distragere atenției și cere cabinetului să-l ducă să vadă culturile moarte. De asemenea, asemenea, le cere gărzilor să o găsească perita pentru el, iar toată lumea crede că este iubita lui. Când ajung la țară, Joe confirmă că solul este groaznic. După ce Frito-i în secret o arta muzeului cu mașina timpului, gărzii aduc perita. Joe pretinde că are nevoie de ceva timp singur cu Rita și o duce în spatele tufișurilor pentru a putea deschide arta, care nu este deloc utilă. Nu au de ales decât să se întoarcă la echipă și când se apropie de aspersoare, sunt șocat să descopere că recoltele au fost udate cu băutură energizantă. Joe are nevoie de mai multe ore pentru a convinge echipa să schimbe Brando pentru apă și în cele din urmă, câștigă argumentul spunând că poate vorbi cu plantele, astfel încât să știe ce vor. Ei își petrec întreaga zi instalând noi aspersoare de apă cu sprijinul lui Camacho. Când se lasă noaptea, li se dă o cameră la casa albă a dezvolă că a fost grațiată datorită lui Joe și oferă să împartă patul pentru noapte, dar Joe refuză pentru că încă mai crede că este o pictoriță care se întâlnește cu managerul ei, Upgrade. Câteva zile mai târziu, cineva aruncă o piatră la fereastră și Joe vede o mulțime furioasă afară. Se pare că schimbarea apei a redus stocurile Brendo la zero și o mare parte a populației și-a pierdut locurile de muncă, așa că acum protestează. Are loc o ședință de urgență a cabinetului cu președintele Brando, care dă vina pe planul lui Joe. Curând, Joe este trimis în judecată, iar Fox News face ca de obicei, un reportaj îngrozitoare. Joe este găsit vinovat și condamnat la o noapte de reabilitare. La început Joe crede că sună bine, dar reabilitarea se întâmplă să fie o arenă de monster tracuri, unde prizonierii sunt urmăriți și uciși dacă nu aleargă suficient de repede. Rita îl vizitează pe John în închisoare și observă că l-au legat cu lanțuri de o stâncă, astfel încât să nu poată fugi ca data trecută. Joe cere să găsească mașina timpului, să se întoarcă în trecut și să le spună tuturor să rămână la școală. În acea seară, chiar și chiama participă la reabilitare și mulțimea îl bate pe tipul care cântă imnul național. Două camioane uriașe în arenă, arătând arme periculoase, dar o primește doar o mașină și bredă. Polițiștii pun piatra lui Geo pe partea din spatea mașinii, care rupe o bună bucată din ea. Când intră cu mașina, oamenii încep să arunce cu obiecte în el. La casa albă, Frito se uită la emisiune în timp ce Rita se uită pe fereastră. Aceasta este șocată să vadă o floare crescând în grădină și cere lui Frito să o ducă la arenă. Pe drum, văd că recoltele cresc cu adevărat. Când începe confruntarea, un al treilea camion intră în arenă. Acesta este și mai mare și dărâmă o parte din clădire, astfel că ajunge în gropa sub dărâmături. Una dintre camioanele mici merge mai departe și smulge rapid acoperișul de pe mașina lui Joe, înainte ca celălalt să o lovească în lateral. În acel moment sosește Rita și încearcă să vorbească cu Camacho, care nu-i crede povestea. Camioanele accelerează și încearcă să se izbească de mașină în același timp, dar Joe merge și el mai repede și face să cadă piatra. Lanțul îl trage afară în timp ce vehiculul continuă să meargă, astfel încât cele două camioane camion ajung să se ciocnească unul de celălalt într-o singură explozie mare. Toată lumea este confuză pentru că nu vor ca criminalul să câștige, dar Biff Suprim se ridică brus din dărâmături cu un aruncător de flăcări. Disperată, Rita imituiește pe frită și pe cameraman, cerându-le să meargă să filmeze recoltele. Apoi se grăbește la camera de control și îl păcălește pe tehnician să plece. Cu toate acestea, când cei doi ajung la câmp, sunt distrași de un club. După ce arde din greșeală un angajat, Biff începe să tragă în Joe, distrugându-i stânca. Acum Joe poate fugi și se ascunde în spatele camioanelor. Joe se urcă deasupra pentru a prinde un microfon suspendat și ține un discurs emoționant despre intențiile sale de a ajuta, dar mulțimea îl urăște. Muncitorii îndepărtează microfonul, iar Joe se ține de el pentru a nu ajunge la aruncătorul de flăcări, cu toate acestea coboară încet. Când Frito și cameramanul ies din club, se iau la bătaie și scapă din greșeală camera, căzând chiar în fața unei culturi. Acest lucru face pe Frito să-și amintească înțelegerea și începe să înregistreze întregul câmp pe care Rita îl face să apară pe toate cranele mari. Joca de la pământ și Biff este pe punctul de alarde, dar Camacho îl salvează și anunță că Joșa câștigă grațierea. În timpul petrecerii de după, Rita îi spune lui Joe că vrea să rămână în viitor pentru că se simte mai bine aici. Camacho îl anunță pe Joe că va deveni vicepreședintele său și John încearcă să refuze, spunând că vrea să meargă acasă. Toată lumea îl imploră să rămână pentru că au nevoie de el și Joe este atât de emoționat încât acceptă. Apoi Frito face mișto de el și arată mașina timpului, care se dovedește a fi o simplă plimbare. Frito a mințit doar pentru bani. Pe măsură ce timpul trece, Joe devine un vicepreședinte de succes și în cele din urmă este ales președinte cu Rita ca first lady. Pe măsură ce începe o nouă eră pentru țară, Rita și Joe au cei mai inteligenți trei copii din lume. Vicepreședintele Frito își au neveste și are 32 de copii foarte proști. Între timp în altă capsulă, upgrade apare și el în viitor. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!